aici arată super drăguț. Uite, o grămadă de șifoniere aici. Și camera este superbă. Deci, povestea mea de curând într-un vlog. Stai așa, aici sunt eu. Hello. Povesteam de curând într-un vlog că am o obsesie pentru culoarea asta turcoaz și am să-mi fac dormitorul cu alb și cu turcoaz. Nu e chiar alb și turcoaz, dar e cam pe acolo. Bici așa, stilul ăla. Și avem și o super terasuță. Nu-mi dau seama dacă se vede, dar este perfect. Niște mâncare n-ar mai trebui aici și suntem foarte, foarte bine. Este, câte ceas? E 13:30 în România, vreo 11 la noi. Am ajuns și noi în Lisabona la Web Summit. Suntem praf, sau eu una cel puțin, dar unul dintre noi mai avem de lucrat. Andreea, say hello! Și probabil o să dormim cât de curând, pentru că mine e duminică și vrem să explorăm Lisabona. Eu personal am mai fost acum câțiva ani, dar nu mi-am amintesc prea bine ce cum am vizitat. Andreea a fost anul trecut tot la Web Summit. Am fața umflată. Mai facem ce ore în avion, femeie? 4:30 și nu prea am dormit și am băut alcool. Andreea face regulile case aici să ne descălțăm, ceea ce e foarte bine. Dar trebuie să ne revenim, că arătăm de parcă ne-a bătut naiba cineva. A, nu, uite, aveam un loc unde putea să ne ascundem. Hai să vezi, o să râzi mai. Hai, ne vedem la bani. Hai să vedem. Ia, Andreea. Ce dracu e asta? Dacă vrei să te... Hai, în caz că vrea una din noi să vină cu un iubit acasă, o închidem aici. Și aici ce e? Ne scuzați. Cred că e la mână, ce e asta? Nu știu, hai să lăsăm camera aici. Oh. Oh. Se vede perfect, ia, perfect, nu se vede nimic. Nu, aici nu mai sunt găuri. Nu mai am găuri. Nu mai. Gata, mă descalț. Deschid laptopul. Și în ultimul ce mai fac? Să ne mutăm în altă cameră. Nu cred. Cum? Da. De ce? Că așa ai făcut o modificare. Ce ai, mă? Aoleu. Da. Deci deschid laptopul, mai lucrez o oră și mă culc. Sunt praf. Am cea mai oribilă față pe care am prezentat-o pe acest vlog. Bine de înțeles. Gata, noapte bună. Pa. Mi s-a întâmplat o tragedie, am realizat în dimineața asta. Mi s-a terminat creionul de la Benefit. Cred că am zis de el de 1000 de ori și pe blog și pe vlog și pe story și oriunde. E gata, e terminat. În caz că arată rău sprâncenele mele, asta e. Am găsit un așa de DM, cred, pe repede înainte, dar nu-și face treaba cum trebuie. Așa că bănuiesc că asta va fi prima chestie pe ziua de azi în Lisabona, să-mi cumpăr un creion de la Benefit. Bună dimineața, dragilor! Acum chiar m-am trezit, chiar mi-am pus fața. Seventeen-ul își face încă o dată treaba, good work. La momentul în care am și dormit vreo 8 ore, am fost cumva pe programul România, eu de obicei mă culc la 4, așa că la mine a fost perfect să mă culc la 2 aici. Trebuie să vă arăt acest hostel, cred că este un fel de hostel, hotel, Airbnb, whatever. E hostel, să-i spunem hostel. Uitați-vă voi în spate, ce terasă mișto. Aici e bucătăria și ăsta este parterul. Camera m-a arătat-o aseară când eram mega entuziasmată cu Andreea, turcoază, albă, știți povestea. Deci arată senzațional. Păcat că nu este mai cald, că am fi stat și la plajă. O aștept pe Andreea pentru prima oară în viața mea, cred că sunt eu gata prima și asta pentru că am ținut să-mi strâng părul, vreau doar să mă relaxez azi, nu e despre ținute, nu e despre poze. Cum să nu-mi revin și să nu fie bună dispoziție când văd terasa asta. Super drăguț. Andreea, tu ești? Da. Ia zi, bună dimineața. Bună dimineața. Ce facem azi? Să ne frumăm, ce frumos e. Mergem să mâncăm! Mergem să mâncăm! Yeah. Să vedeți și pe mine! Yeah. Prima oprire este tot la Flying Tiger, v-am zis despre el și în Polonia și cred că și în Copenhaga. Au băgat colecția de Crăciun și sunt super delicioase toate chestiile astea pe aici. Andreea caută papuci
sau puteți lua flamingo. Hei, Sinzi, Sinziana ia cobarea asta cu flamingo. Sau, nu știu, tot felul de globulețe nebunii din astea. Dar vă rog, nu ratați Flying Tiger. În orice țară îl găsiți. Super, super mișto lucrurile și ieftine. Ia uitați cât de mare e ăsta din Lisabona. Cam bine. Da, deci caut, de mult timp caut din asta unde să-mi prepar măștile de față. Pregătesc un episod pe lumii cu măștile de față și nu găseam spatulă din asta și bol care să nu fie din metal. Și costă doar 2 euro, deci extra fucking lent. Știu că de-abia am ieșit din casă, dar asta va fi prima achiziție cu ziua de azi. Înger, îngerașul meu. Unde e pastelul ăla? Uite acolo, uite. Da, dar așa mai larg, starta. Niam, 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 niam. Uite, ăsta niam, 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 niam. Acolo niam, 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 niam. Merg împreună, merg excelent. Dacă tot m-a provocat Cristina să fac Happy Miu și am făcut deja, cred că 6 din 10 motive de bucurie. By the way, voi ce motive de bucurie aveți? Zilnic sau în ziua asta în care vă uitați la vlog? Să știți că bucuria mea de azi este că am ajuns la Primark, îl vedeți acolo în spate. Nu de alta, dar l-am căutat în Danemarca, l-am căutat în Polonia. În România știm că nu avem și tot așa. Și mi-era foarte dor să ajung la el pentru că, și dacă sunt oameni care n-au ajuns la Primark și se uită acum, căutați-l oriunde ajungeți. Am niște chestii mega, mega ieftine și nu mă refer doar la haine, mă refer la chestii de la, nu știu, bureței de față la 2 euro, până la hăinuțe pentru copil. Am luat ceva nepoțelului meu atât de cute, de-abia aștept să-i dau la Crăciun. Așa că eu o să continui provocarea Happy Me, mă duc să caut oamenii mei cu care sunt venit aici, anume pe Andreea și pe Tudor, care merge cu noi mai departe să bem, să mâncăm, să ceva. Vreau doar să vă zic că sunt foarte happy că am găsit Primark-ul și continui aventura prin acest mall, se numește Colombo. Bă, impresionant de mare, deci nu mă așteptam ca Lisabona să nu aibă magazine, dar acest mall, deși mie nu-mi plac mall-urile în special, impresionant de mare și absolut toate brandurile sunt aici, credeți-mă pe cuvânt. Flow, torențial! Hai! Acting like there's no tomorrow. Acting like there's no tomorrow. Acting like this. Neața, dragii mei, să știți că v-am lăsat de mult. Cred că eram undeva pe la Primark când v-am lăsat pe voi, pentru că apoi a venit cina, ne-am întâlnit cu diversi oameni, am luat cu un vin, cu niște chestii bune de mâncat, și anume pește în cazul meu, și uite așa a trecut vremea. Dar sunt încă în timp pentru că în acest vlog, probabil, cum ați văzut din titlu, fac 24 de ore Happy Me. Asta înseamnă o provocare, nu cred că am apucat să vă spun, o provocare pe care mi-a dat-o Cristina Floroiu. O să vă las și vlogul ei mai jos, în descriere, este și ea vlogger și chiar are niște clipuri foarte, foarte amuzante. Mult mai amuzante decât ale mele, așa că dați un ochi la Cristina acolo dacă nu ați făcut-o încă până acum. Dar am terminat 24 de ore cu Happy Me, asta înseamnă că am postat 10 chestii care pe mine în ziua respectivă, nu în general, ci în ziua respectivă mă fac fericită. Ce am observat este că aceste lucruri care m-au făcut fericită în prima zi în Lisabona sunt și cele care îmi încântă inima cam zi de zi, și anume mâncare bună, un vin, shopping, călătoriile, stat cu prietenii, văzut poze cu nepoțelul meu și așa mai departe. Pentru că nu aș vrea să mai lungesc acest vlog și o să-l las doar cu această provocare și cu prima zi în care eu am ajuns în Lisabona, așa nume la Web Summit, despre care, stay tuned, că o să vă arăt niște lucruri foarte, foarte interesante. Nu știu dacă v-am zis că vine Ronaldinho, nu mai știu, mai sunt niște nume de vedete foarte, foarte mari, dar îmi scap acum, Jonas Blue, uite, mai am unul în minte, Jonas Blue, mă rog, sunt foarte multe, o să vedeți în vlogurile care vin.
stați pe aproape, dar vreau să vă provoc și pe voi, fie să-mi lăsați în comentarii, fie să postați și voi pe Instagram sau pe stories cu hashtag-ul Happy Me, dacă nu, doar să vă găsiți momentele de bucurie din fiecare zi. Eram destul de deprimățic așa când am ajuns în Lisabona, se mai întâmplă, mai sunt oameni care te rănesc, voit sau nevoit, sau pe care îi lași tu să te rănească, și acest pretext de 10 lucruri care mă fac fericită a fost unul excelent. Mi-aduc aminte că sunt o mulțime de lucruri mici, de bucurii în fiecare zi, care îți pot aduce zâmbetul pe buze. Fie că ești într-o vacanță, fie că nu, poate unul dintre motivele voastre de bucurie ar putea fi să vă luați un bilet de avion. Eu chiar mă gândesc la asta, așa că atunci când o să mă întorc, o să mă uit de un nou bilet de avion, până la plecări mai mari, ceva probabil aproape prin Europa. Dar vă las cu gândul ăsta, găsiți-vă în fiecare zi cel puțin un motiv de bucurie, dacă nu 10. Și cu asta vreau să și vă super mulțumesc dacă v-ați uitat la acest vlog. Nu uitați să vă abonați, ar fi foarte drăguț din partea voastră. Vă las și canalul Lumii în descriere, cel mai nou, care are tot felul de chestii, cum ar fi ce produse să folosești pentru ten, ce greșeli să nu faci ca YouTuber începător, pe care eu le-am făcut pe toate, and so on. Ne vedem foarte, foarte curând cu vlogul care va fi despre Web Summit. O să vă placă, vă garantez, o să vă placă și o să aflați o felul de chestii noi. Vă pup, gata, am terminat, să aveți o zi excelentă!